Mai pe scurt, parcă nici nu o să avem alegeri la 30 noiembrie. Te gândești că, domnule, totuși cel mai important eveniment politic al țării și toți politicienii din Moldova, în special cei de la guvernare, ar trebui să fie cu gândul doar la alegeri. Pe naibă. Ei au destul timp pentru a face ceea ce au făcut timp de 5 ani, adică să fure. Și am impresia că nu se vor opri până la 30 noiembrie. Bine, se mai ocupă un pic și de alegeri, mai fac câte o adunare în piață, mai trimit câte un autobuz prin sate, da, așa, că printre altele. În prim plan însă stau tâlhăriile. De pildă, povestea asta cu furtul aeroportului și a băncii de economie. În loc să ne facă pe noi, alegătorii, să uităm de această crimă, ei taman acum au găsit de cuvință să-l facă pe acest Ilan Șor șef la aeroport, după ce mai devreme îl numiseră șef la Banca de Economie. Totodată mai vor să jefuiască tot ce mai are statul la Banca de Economie prin unirea acesteia cu Unibank. Așa, sub privirile noastre. Plahotniuc s-a ținut 5 ani de atacuri Raider. Și iarăși, te-ai fi așteptat că, dumne, măcar acum, cu 2 luni înainte de alegeri, s-o lasă mai moale. Nu! Și acum îl mănâncă palmele și iată că a mai atacat zilele acestea Victoria Bank. Este deja al treilea atac comis asupra aceleiași bănci. Pe primul Plahotniuc l-a comis încă în îndepărtatul an 2005. După care banca de bine de rău și-a revenit, ca în 2010 Plahotniuc s-o mai radă odată. După care banca iarăși parcă și-a revenit și Plahotniuc a mai ras-o și pentru a treia oară, acum chiar sub ochii noștri în preajma alegerilor. Acum cel care i-a fost până nu demult amic și sculă credincioasă, Victor Țurcanu, președintele Victoria Bank, a ieșit într-o conferință de presă și l-a acuzat. Bun, încă nu are curajul să-i rostească numele, mai simte probabil pe mâini urmele cătușilor pe care Plahotniuc i le-a pus în anul 2005. S-a început un nou atac de Raider, îndreptat împotriva lui Victoria Bank, și acest atac de Raider este în atât camuflat și bine pregătit și este condus de doamna Politov Cangaș, susținute părere de rău de judecătoria sectorului Voicani și de alte persoane influente în Republica Moldova. Cunoașteți, cred că mult mai bine cine este astăzi sau cui au fost partajate organele de forță și organele de drept și judiciare. În Moldova nu se schimbă nimic, la fel ca și acum un an, doi sau trei. Europa ne-a mai dat zilele acestea niște milioane pentru reforma justiției. Bun, Europa s-a prefăcut că e supărată și nu a dat 15 milioane, cum a promis, dar numai 13 milioane și jumătate. Așa le dă în obraz Europa hoților. Le dă cu un milion și jumătate mai puțin decât le-a promis. Și, Doamne, ăștia așa de vinovați mai simt? Am văzut deficiențe în ceea ce privește reformarea justiției. Este vorba despre justiția juvenilă, cercetările dinainte de procesele de judecată și, nu este o surpriză mare, corupția. Este necesar să se elaboreze o nouă lege a procuraturii și să se dezvolte performanțe reale și concrete în conformitate cu standardele europene. Am văzut progrese foarte mici în ceea ce privește intoleranța față de corupție. În Moldova nu se schimbă nimic, încă un ambasador care își încheie mandatul în Moldova i-a criticat zilele acestea pe guvernant. Domnul William Moser, ambasadorul Statelor Unite, a spus cam așa: domnule, în țara aceasta voastră nu se poate face nimic fără mite. Și tot de la el, citire: cetățenii ar trebui să spună, domnule, ne-am săturat, nu mai vrem corupție. Domnule ambasador, dar parcă oamenii nu spun asta, dar nu-i poți opri pe ăștia. Ăștia când aud de bani, sălbăticesc. Urveni corupții vă obșesfei. Nivelul corupției în societate este foarte mare. Este imposibil să faci ceva în Moldova fără să dai mită. De ce credeți că în ultimii 4 ani situația nu s-a schimbat? Care este motivul? Nu este pregătită guvernarea?
Da. No, iar nu știu concret. Oricum, cred că există anumite schimbări. Da, nu. Dar ce împiedică lucrurile să evolueze? No, iar nu știu, Vladimir, nu știu scăzata. Da, bine. Am să vă spun ceva. Am vorbit despre aceasta cu mulți oameni din țară. Există un moment când alegătorii trebuie să spună răspicat. Ne-am săturat. Nu mai vrem să existe corupție în stat și în societate. Mai pe scurt, în Moldova totul e pe vechi, fie că sunt alegeri, fie că nu sunt alegeri.